tragedie în familia fostului șef al poliției române, fratele lui Bogdan Despescu s-a sinucis. Eveniment tragic în familia lui Bogdan Despescu, fostul șef al poliției române. Fratele acestui a s-a spânzurat, acesta fiind găsit fără suflare de către soi a lui, în locuina sa din Nehoiu, Buzu. Florin Despescu, 47 de ani, s-a sinucis în noaptea de sâmbătă spre duminică, dar informația a fost făcut public abia luni seara, anunță Antena 3. Conform unor informații, bărbatul suferea o depresie severă. În seara respectiv, acesta ar fi avut o discuție cu soia, iar apoi i-a spus ce merge să doarmă. După un timp, soia l-a găsit fără suflare. Poliția a întocmit dosar penal în cazul morii fratelui fostului șef al poliției române, care nu a lezat niciun bilet de adio pentru a explica gestul local. El a lucrat până în urmă cu câteva luni la poliția local Buzu, de unde a demisionat pentru a se angaja mai aproape de casă. Florin era unul dintre cei patru frați ai lui Bogdan Despescu.